Da, s-a agățat bine. Bună dimineața, dragi pescari. Am ajuns la Balta Istria, ne-am instalat. Am pus două fidere și o fixă, să zic așa. Sunt și cu consoarta care pescuiește lângă, tot la fixă, cu cocă făcută ca în video trecut și cu mămăliguță. Iar pe feeder aici am pus două vaftele de 46 mm. Suntem de aproximativ jumătate de oră. Vecinii au prins deja. Vedeți acum poza pe ecran. Și așteptăm să vină și la noi prima trăsătură. Avem și noi primul peștișor roșioară. Aici, la baltă, stuful se mișcă, peștele la bătaie, se vede în stuf, se aude. Avem pus pe mămăliguță, pe cocă, pe feeder. Și am luat o rână. Și tu ai pus și o rână și ai luat și prima roșioară. Da. Dacă eu prind pește. Da, dacă încă prinde pește. Primul pește. O să prindă lumea, este așa pe baltă. Plin. Erau deja de la ora 6 și 5 când am ajuns noi. Sfat, dacă veniți aici, luați-vă șpei de țânțar pentru că este... Jale. Jale, e o înjale, e crimă și pe asta cu țânțarii. Asta este prima roșioară pe care am luat-o, la fixă, la mămăliguță. Anca, ridică. Are prima trăsătură și a mai luat o roșioară mică care i-a scăpat. Nu e nimic, data viitoare. A, e un cărășel. A, da, soarele. Un cărăs. Deci, după ore de așteptare, a venit și primul caras, fapt, al doilea caras. Da, ați reușit. La Balta Istria, ciortănic. Deci, treaba merge. Da, s-a agățat bine. Da. Chiar frumos carasul. E, și cam asta a fost captura de azi de la Istria, din păcate nu mai mult. Față de săptămâna trecută, unde am luat și un ciortan, îl vedeți în poza. Lângă noi s-au mai prins încă doi ciortani. Și problema este că încă nu mănâncă, el sare, se arată. Este foarte mult pește în baltă, doar încă nu pune gura. Aceștia îi vom elibera, pentru că nu avem ce să facem cu ei, așa că ne vedem data viitoare la o nouă filmare pe canalul Azi Pescuim. Fir întins, aveți!